regăsit, dragii mei! Îmi amintesc de un moment în viața mea când, student fiind, la un examen, după ce am terminat de scris, m-am ridicat și am vrut să duc lucrarea, însă am realizat că greșisem un subiect. L-am rugat pe profesor să mă lase să le rescriu și acesta m-a privit, a zâmbit și mi-a spus sec, nu. Ce ai scris, ai scris. Mi-a luat lucrarea, am fost perplex, consternat, nu venea să cred de ce mi-a luat lucrarea, de ce nu mi-a dat voie, timp mai era. Colegii încă scriau, era dreptul meu. Când mi-a dat nota, profesorul mi-a zis, tu ești un student de nota 10. Din neatenție ai greșit un subiect și nu ți-am dat nota 7 cât meritai, ci ți-am dat 9,50, dar o să-ți trec tot 10. Cum? Am rămas perplex, dar plăcut impresionat. El a continuat, pentru că vreau să înțelegi două lecții. 1. Sunt momente în viață când nu mai poți schimba lucrurile, când nu ți se mai dă o altă coală și nu mai o altă posibilitate. Și 2. Nu uita că Dumnezeu întotdeauna poate să-ți dea un nou început, o pagină albă. Ați simțit vreodată că vrei să luați lucrurile de la început? Că vreți să ștergeți cu buretele tot trecutul să începe să scrieți o viață nouă? Sunt sigur că da. La fel și împăratul David, într-un moment în viața sa, a realizat că paginile sale erau mânjite înaintea lui Dumnezeu și a înălțat o rugăciune disperată, dar fantastică, care avea să-i schimbe inima. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Psalmul 51:10. Dorința lui nu era să-i cârpească inima, ci el imploră o inimă curată, o inimă nouă. Vedeți, o inimă curată nu este o zestre pe care o moștenim de la părinți și cu care venim pe lume, ci o inimă curată este un proces care începe cu pocăința. Dragii mei, sunt ferm convins că momentul acesta pe care îl trăim astăzi e un moment de mare schimbări în viața noastră. Noi putem acum să schimbăm viața noastră și nu doar să o petecim, ci Dumnezeu să ne dea inimi noi, un duh nou, un om nou. S-ar putea ca în viitor să nu mai avem acest timp. Acum putem dobândi o inimă nouă, o perspectivă nouă. Împăratul David a primit o inimă nouă, dar mai întâi s-a pocăit. Eu cred că acesta este timpul nostru. Acum putem să intrăm în audiență la Dumnezeu, precum mari oameni ai credinței pe vremuri, și să-L implorăm să scoată inima de piatră din pieptul nostru și să ne dea o inimă nouă de carne, așa cum spune profetul Ezechiel. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne și voi pune Duhul meu în voi. Ezechiel 36. Dumnezeu nu pune stimulatoare cardiace pe inimă obosite, ci El pune inimi noi în noi. Mântuitorul Iisus spune în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 8, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Dacă vrei ca într-o zi ochii tăi să-L vadă pe Dumnezeu, azi e vremea pocăinței, azi e vremea schimbării inimii, căci doar o inimă curată îl va putea vedea pe El. Mulți dintre noi nu avem o inimă vie. Ne merge numele că trăim, dar suntem morți. Inima noastră este de piatră, adică avem doar un monument aici și ca orice monument este frumos, dar este de piatră și este mort. N-ai vrea ca acum, în acest moment, să rugăm pe Domnul să dărâme acest monument de piatră moartă și să ne dea o inimă curată, una nouă, vie. Nu uita, într-o zi El va face toate lucrurile noi. Ce-ar fi să înceapă chiar acum, cu tine și cu mine?